Băi, nu înțeleg dacă cineva e după noi. Care ești, mă? Ce-i asta, mă? Te-ai pus să stai ceva? Hei! Ce-a înțeleg! Hăți cu bună dimineața, stimați frați, hăți cu cheluțul care n-avea nicio stare în mașina, Jonuțule. De ce n-avea stare, întrebați-mă... Bă, frate, unul care claxonează aici, nu înțeleg care e faza, în fine. De ce n-avea stare cheluțul, întrebați-mă ca să vă întreb, Jonuțule, cred că acest domn și-a dat seama că aici se filmează un intro de vlog, dar noi nu o să ne uităm foarte atent la el. Noi nu o să ne uităm foarte atenți la el, Jonuțule, pentru că probabil chiar asta își dorește să-l băgăm în seamă. Este la mare depărtare, așa că sperăm că nu se va auzi foarte tare. Bă, de ce îi face, mă, chestia asta? Adică, vezi și tu că se filmează aici un intro de vlog și tu te apuci și claxonezi precum... Cheluțule, șop pe el, tati, mușcă-l acum, Jonuțule! Suntem într-o altă zi de cumpărături pentru garsonieră, Jonuțule, finalizăm toate demersurile. L-am scos și pe Cheluțu afară pentru că îmi doream foarte mult să stea și el alături de noi, să nu mai lingă geamul, întrucât acum când vom... Bă, da, ce se forțează nenea asta cu claxoanele, bă, nu... În fine, Jonuțule, suntem și cu cheluțul pe care o să îl lăsăm în mașchinet, așa că l-am scos un pic să înghețe, ca să aibă de unde să se topească după aceea, Jonuțule, stați așa că dintr-un claxon în altul am ajuns să încurcăm și noi lumea și nu mai are loc lumea să parcheze, Jonuțule. Revenim din magazin cu noile brizuri de la garsonieră. Jonuțule, m-am așezat în showroomulescu pentru că trebuie să mă hodinesc înainte să încep tura de cumpărături. Întotdeauna puțină odihnă înainte de muncă, Jonuțule, este din gama iarna, nu-i ca vara. Și mă întrebam oare ori avea scaunele alea negre pe care le-am căutat la Ikea Băneasa când am fost atunci și nu le aveau pentru balconeț, scăți, Jonuleț. Mai trebuie să luăm două fotolii. Ar trebui să ajungem și pe la fetele de la SSAB să luăm măsuța de cafea din oglindă. Deci imaginați-vă cum o să am o măsuță de cafea din oglindă, Jonuțule. Ce mai vrem, ce mai vrem, ce mai vrem, ce mai vrem? Și mai vrem acarete pentru bucătărie, da, pentru că am zis că separ baia de bucătărie ca să nu le amestec, Jonuțule, dar obiectiv vorbind pot să mă ocup de tot ce înseamnă pahare, păhăruțe, niște furculițe, niște cuțitaje. Și că na, să aibă clientul nostru ce va închiria garsonerica de pe Airbnb. Găsit aici un bilet, dar e ceva atipic. Ce înseamnă asta? Trebuie să-l verificăm în sistem. Ca să vedem dacă mai există pe stoc sau da. Ce anume. Deci, Jonuțule, am găsit aici un wannabe. Nu mi se pare rău, nu mi se pare nici wow, trebuie să vă recunosc, dar n-aș vrea să mă potignesc ani întregi gândindu-mă la, uite, am văzut ceva și în spate, o să vedem merge și acolo. Dar mi se pare o variantă decentă. Bine, trebuie să-l contacteze doamna, să vedem dacă mai există. 599 RON, Jonuțule. Acum ideea și mai nebună este că prima oară m-am uitat la ăsta, care mi s-a părut drăguț ăsta. Și am văzut că e 10 milioane. Mă, buni la cap, cum mă, 10 milioane? Bă, nu vi se pare, mă, mai mult fotoliu acolo decât fotoliu sus? Ca să nu mai spun că ăla e 13 milioane, Jonuțule. În fine, am pus o întrebare la ăla și mai avem, uite, știi ce mai avem și îmi place mie? Bă, dar nu-mi displace asta, sincer, ci mi se pare și... Ce dracu să auzim? În fine, eu nu dau seama dacă ăsta nu cumva Jonuțule este. A, ăsta e husă. Nu, 12 milioane ăsta, dar eu cred că știi ce? Da, frate, ăsta e de ăla de se face așa. Da, 12 milioane, dă-l în pisici, mă. Bine, mi-ar plăcea ceva gen așa, numai că gri. Mi se pare interesant formatul, hai să ne mai uităm. Și că auzi o bocori din spate și că uite taburețeii. Și am crezut că a văzut vreun taburețel mai la vreun preț decent, dar ăla de 600 din partea cealaltă, Jonuțule. Avem o mare problemă, la primul fotoliu ăla semi-decent de 599 nu mai exista pe stoc, decât unul singur. De-aia avea bilețelul ăla galben cu contactează personalul, Jonuțule. Și ăsta e tot cu contactează personalul, dar frate, bă, 10 milioane nici nu mi se pare wow, adică, pă, pune mă la el. Bă, e un fotoliu, mă, nu mă trage cu nimic, să zic, mamă, gata, dau 20 de milioane acum ce cumpăr două, Jonuțule. Așa că... Băi, nu înțeleg dacă cineva e după noi cu prank-uri retardate sau oamenii chiar în halul ăsta. Bine, nu pot să spun oamenii în halul ăsta se manifestă, că și eu probabil prin prisma altora sunt tot de genul ăsta. Dar de când am intrat în Ikea, deci pe lângă nenea ăla care claxona obsesiv, aud în stânga, în dreapta strănuturi perverse de pe târgu Ocla, la tot felul de zgomote. Crici. Jonuțule, se pare că nu mai stăm pe gânduri. 250 de lei bucata, Jonuțule. Mamă, dar sunt senzaționale, jur. Deci fiți atenți, uitați-vă un pic. În primul rând, plastic negru mat. În al doilea rând, exact, filmul de acolo, modern, minimalist. Mamă, arată genial scaunele, în fine. O să mergem să vedem dacă le au pe stoc și pe alea negre de mi-au plăcut mie. Într-adevăr, erau 60 de lei, adică hai să fim și business-wise, dar bucățica asta eu zic că va rămâne varianta finală, în orice caz. Mamă. Frații mei, sincer vă spun, într-adevăr, ăsta este negru-maro ăla, Sanchi Venghele, Jonuțule, însă mi se pare cea mai fresh variantă. Ok, și din punct de vedere a prețului, 1.200.000 perna cu 1.800.000 cadru, ce înseamnă asta?
3 milioane un mezamplas din ăsta, da? Și mi se pare cel mai comod, frate, că până la urmă, uite-l, te și balansează un pic, parcă vrei să stai comod. La fix măsuța de oglindă aici între ele, astea două pe peretele unde o să fie planturile, legionuțule, și aia e. Ce ai, mă, nici nu-mi cap de la 3 milioane? La 300 ron în contextul în care orice fotoliu pe aici e 10 milioane, bă, fraților, bă, bă. Vrem să închiriem acolo, bă, nu să ne batem joc de bani. Deci, Jonuțul, e clar că nici ăla care îmi plăcea mie și nici ăsta, fiți atenți că pe ăsta l-am găsit. Ăsta era și mai cool, era gata să-l cumpăr aici. Uitați-vă ce interesant, era fix cu gri, cu negru, dar nici pe ăsta nu l-au, indisponibil. Deci plecăm din zona asta, ăsta e ăla de îmi plăcea din partea cealaltă. Și îl mai găsisem pe ăsta, care este într-adevăr drăguț și ăsta, dar având în vedere că e tot 250 de lei, Jonuțule, parcă mai mult mi-a plăcut ăla din plastic și mi se pare că se potrivește mai bine. Așa că alternat pe zona de scaune, hai să vedem pe bucătăreală. Păi, Jonuțule, există dăți când din cauza aglomerației din mașină, Jonuțule, lucrurile dau pe afară. Nu că n-am avea loc, dar avem și foarte multe cutii și acarete care ne plac. Motiv pentru care portbagajul este un pic surmenat, mai precis de colțul ăla, Jonuțule. Dar de aici și până acasă nu sunt mai mult de 3 intersecții, Jonuțule, așa, o estimată ochiometric. Așa că mergem cu portbagajescul ușor deschis. Aoleu, Jonuțule, dar vai, dar hâț, dar ce chestii frumoase poți să faci și cu bani puțin dacă te stresezi un pic, Jonuțule. Uitați-vă, vă rog frumos, una bucată 1.200.000, una bucată 1.800.000, 3 milioane un scaun, nu 6, nu 9, nu 10, nu 100. Și uite cât de frumos se potrivesc cu garsonierica, este drept, este drept. Intră, intră. Este drept, Jonuțule, ne-ar fi plăcut să fie negrumat, precum riflajele, dar nu am găsit la Icheiuță, Cheluțule, decât acest negru maroi, spun ei. Venghe, fraților, pă, băi, ai zăpăcit, mă, taci din gură, că mă, te dau la hoți. Vrei să te dau? Acum? Înapoi de unde ai venit? Niciodată, fraiere. Da, Jonuțule, sunt extrem de încântat, acum am pus pe post temporar această măsuță de 30 de lei, uite și Cheluțul are a dată proof pe scaune, Jonuțule, uite ce frumos stăm noi, așa amândoi. Dai, nu știu, o cafea dacă tot te-ai pus acolo? Sau ce faci? Sunt extrem de încântat, Jonuțule. Veniți să vedeți frumos și în balconescu. Acum trebuie să vă spunem și să vă și mărturisim că aici era masa de 30 de lei care acum este între scaune. Doamne, cât de bine se potrivește. Am găsit scaunele astea care mi se pare că se potrivesc superb și de plastic așa, gen balcon style. Poți să-l murdărești, poți să vezi cafeaua, poți să faci ce vrei, Jonuțule. Iarăși, în altă ordine de idei, cactusul meu prins în colivie, Jonuțule, mă uimește masiv, mânca la tata și cine? Mă, care bas, mă, la ușă? Ți-a de distracții, mă? Ce ai zis? Stai cu ochiul. Care ești, mă? Nu-i voi eu. Care ești, mă, ți-ar de catenici? Bă, poate covor la voi, mă. Bă, poate covor la voi, mă. Bă, dar nu înțeleg de ce. Bă, mi se pare like, făceam și noi asta cu bătutul la ușă, bă, dar țipă la geam, bă, băiatule, bat la ușă și fug. Băi, găsiți-vă, mă, metode noi de joacă. Bă, vă aud, bă, sunteți handicapați? Poate vin după voi. Nu mai râdeți care tardați. Bă, dar nu înțeleg, mă, în fine. Sfugi la locul tău. Ne bucurăm, Jonuțule, de această reușită. A, stai, bă. Eram în drum spre mini bucătărie, Jonuțule. Știți că mai avem mici detalii de lucrat, de montat ledulețele pe aici, de pus sifonul de scurgere, scurgerea propriu-zisă, de cablat bateria, dar nu putem să nu vă arătăm și un prim mezamplas, Jonuțule. Avem și hâț, una bucată, farfurioară cu ceșcuțe, o să aducem și espresorul. Doamne, cât de frumoasă mi se pare combinația asta de negru mat și cu nuanțe de gri. Avem aici și șmenozeala pe care bănesc că ați învățat-o deja, Jonuțule. Opa, opa, ce ai făcut? Opa, ce ai făcut? Ia vezi și jos. Opa, ce ai făcut? Opa, stai că e un cablu. Probabil că este plita, Jonuțule. Opa, ce ai făcut? Opa, ce ai făcut? Avem cea mai cool bucătărioară, Jonuțule, ba mai mult de atât, pentru clienții noștri ne-am gândit și am luat și o frapieră, Jonuțule, în cazul în care vrei să servești Dom Perignonul cu domnișoara ta la garsonieră, știi foarte bine că o poți face. Hăți, Jonuțule, și am ajuns și la magazinul unde ne place nouă cel mai mult și ne simțim bine, Jonuțule, și vă reamintim și vouă că pe 24 decembrie, da, ați auzit bine, chiar în această vineri, Jonuțule, alături de Moș Crăciun, în ajun de Crăciun, Jonuțule, noi vă așteptăm în magazin împreună și cu Cheluțu, evident, la poze și la autografe și la bezele și energie pozitivă împărțită de sărbători, Jonuțule. Am decis ca anul acesta, în ajun de Crăciun, să fim alături de voi. Am venit până la magazin pentru că trebuie să mai ornăm 1-2 lucruri. A fost o zi destul de cringe, mi s-a părut așa că mă urmăresc energiile negative. La noi acasă, e ca la noi acasă, Cheluțu, tati! Simte-te în largul tău, ce faci, mă, vrei în mall înapoi, mă? Mă, vrei în mall, mă? Jonuțule a venit cu CTC-ul frumos. Ce este, mă, te-ai pus ăsta ceau? Ce, mă, ăsta aici? E un tricou. Hey, Jonuțule! Voi mâncați, voi mâncați. Era gata să-l iau, bă, să vin cu... Și că e un tricou, adică eu atât de prost să fiu ăsta, nu mă, că e un tricou, e nebun. Bă, dar stai puțin să ne
înțelegem asupra unui lucru, lasă precum, vino cu banul, va pleca. Deci, în primul rând, fraților, să ne înțelegem asupra unui lucru. Nu numai că și-a pus mărciul peste al meu, dar a luat, cred că, umerașul ăla pe care ți-l dau cadou la Ikea, numai dacă ai pășit acolo, de bun simț că te-au văzut că ai intrat, oamenii i-a spus, ia mă, un umeraș din ăsta. Joke, Jonuțule, glumim, sunt cele negre pe care le-am pus și noi în dressing. Bă, da, bă, Cami, mă, să nu calci și tu tricoul ăsta, mă, un pic, mă. Adică, pe bune, deci nu, chiar nu mă așteptam. Toată ziua mi-a mers pe de-andoasele. Mă, claxona un... să nu-l calificăm acum de dimineață, când eram în intro. Bă, nu se întâmplă niciodată, deci să mergi pe stradă și să da, se face rău. Ti, zic, mă, da, hai, trecem peste. Intru în Ikea, făceau Caterinca, cred că au văzut că filmez, că nu-mi dau seama altfel. Și stăteau pe spate, țipau, se măscăreau, mă uitam, nu era nimeni. Sărutau. Am zis, da, nu știu. Nu mai contează. Dale copiilor, înțelegi? Wow. Deci, cea mai cringe zi posibilă, da? Și eu vin în magazin și tu spui mărciu peste, păi mărciu necălcat peste mărciu meu. Asta ce? Tot al tău? Pă, unde mai ai, mă, mâncă, să ai spunat, da? Eu... Deci la asta știi cum faci, mă, te uiți după ce ai șifonat, mâncă, uite-l, ia uite-l, mâncă, să ai șcurat, da? Ăsta și-a făcut, fii atent, uitați-vă voi la mine să-ți ferească Jaxana, fii rău, coadă-te. Deci nici nu mă uit la tine, ca să nu se creadă că e făcătură. Să moară Jaxana, că ăsta nu-i mărciul tău pe care îl porți tu și l-ai luat de la spălat? Și eu am, știi de ce zic, pentru că și eu am mărciul meu, Jonuțule, și când e de o poză de ceva, mă sună Cori, ia tricoul nu știu care. Wow, și zic, stai așa că e pe la murdare, stai că e necălcat. Aceeași situație, Jonuțule. Gabi și-a luat frumos mărciului de acasă, ce a zis? Mergem în misiune. Bine ai venit pe vlogul meu, îl enervez pe Dorian Popa 24 de ore. Noi am fost claxoanele, noi am fost la Ikea, noi am fost la garsonieră. Te-am urmărit peste tot, deci pe bune, ai un program atât de activ și de-abia te prind în trafic. Faci mișto? Nu fac mișto. Eu chiar m-am uitat și am și țipat de dimineață când cineva ăla claxona care t-ar da tu. N-ai avut bunul simț să te oprești măcar o secundă? Păi nu, ca să-mi iasă mie vlogul mai bine, cum adică. Cori știa? Nu. A, nu știa nici Cori? Nu. Nu, că era gata să am o cădere nervoasă acum. Am venit la tine de dimineață. Așa. Am văzut, s-a deschis poarta frumos. Unde mă, la mine, la mine la Domnești? Da. Ai venit tu la mine la Domnești? De dimineață, de la 11. Am venit, a s-a deschis poarta, am mers după Cori, am prins bariera la tren, frumos. Ai stat cu mine la coadă la bariera de dimineață, nu pot să... Wow! Băi, mâncați-a și eu n-am simțit că-s urmărit, this is like groasă. Și am și mașina verde. Wow, frate, wow. Hăzi, Jonuțule, n-am știut eu de ce mi se pare că mă urmăresc energiile negative, dar am aflat la sfârșit de zi, Jonuțule, mulțumesc, Gabi, și zbâr pentru cea mai nebună farsă din ultimul timp. Trebuie să recunosc că n-am prea mai fost prankuit, Jonuțule, mai mult de atât, nu uitați că găsiți cel mai fresh merch al lui Gabi pe gamisos.ro, Jonuțule, nu uitați și de www.dorianpopa.ro și nu uitați de asemenea să dați câte un subscribe și lui zbâr, Jonuțule, și lui Gabi, și până un alta nu uitați să dați subscribe, Dorian Popa, să apreciați cotopelul, pentru că fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și mai nou, farse de la zăpăciții ăștia, noi suntem aici, înspre a vă face zilele mai frumoase și a vă așterne clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați de ați follow pe Instagram, era frică de cheluță. Eu sunt Dorian Corile V, Andrei Gavril L, Andrei Zbâr, Jonuțule. Nu uitați să dați follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit în Facebook și de asemenea țineți ochiometrul pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Și nu uitați, vineri pe 24 ne vedem la cel mai nebun meet and greet. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână sosante. Și când bradul este chel, punem primul coțul. Să vină căluțul, căluțul cu bradul.